Bună seara, dragi prieteni, sunt Doru George Pascal și vă invit la o nouă ediție emisiunii Lumea în care trăim. Existența universurilor paralele sau a realității alternative ar putea suna ceva imaginat de scritorii de science fiction. Ideea că trăim într-un multivers compus dintr-un număr infinit de universuri paralele e luată de mult timp în calcul ca fiind o posibilitate, deși e încă dezbătută intens de experți. În această seară vom discuta despre universurile paralele și călătoria în timp, alături de invitatul meu, domnul Cristian Pârghie, lector universitar, doctor și directorul Observatorului Astronomic. Bună seara și bine ați venit! Bună seara și bine v-am regăsit! Domnule profesor, o temă incitantă, o temă care mi-am dorit-o de ceva vreme și chiar vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat să o discutăm. Universurile paralele sau o realitate alternativă, cum mi se mai spune, sunt un subiect intens studiat de savanți. Și pentru început aș dori să ne spuneți ce reprezintă universurile paralele. Din punct de vedere științific, sunt mai multe teorii legate de apariția și evoluția universului nostru. Știm că este această teorie a Big Bang-ului, care spune că universul nostru a apărut dintr-un punct cu densitate infinită, o singularitate care s-a extins la un moment dat cu viteză foarte mare, numită perioada respectivă, numită perioada inflației cosmologice, când viteza de expansiune a universului a fost de mai mare decât viteza luminii, dar o perioadă foarte scurtă, 10 la minus 30, 30 la minus 34 secunde, deci o perioadă extrem de scurtă, după care evoluția urmată de expansiune care continuă și în ziua de astăzi. S-a pus problema cum a apărut acel punct de densitate infinită și din care a apărut universul nostru. Una din teorii este teoria branelor, care spune că, de fapt, într-un hiperspațiu cu 11 dimensiuni, există mai multe brane. Brane vine de la ceea ce cunoaștem noi, acele membrane, dar membranele alea le vedem într-un spațiu bidimensional. Branele astea sunt într-un hiperspațiu și aceste brane vibrează. Se pare că, deci, una din teorii, printre care teoria stringurilor este cea care afirmă lucrul acesta, aceste brane vibrând, aflându-se în vibrație, la un moment dat, datorită unor forțe care apar între brane, se numesc forțe Cavendish, care apar când luăm și apropiem două foi foarte mult, ele în vibrațiile astea, la un moment dat, acolo, la nivel cuantic, da? Anumite câmpuri pe care le schimbă trebuie să îndeplinească anumite condiții și ele, după o anumită distanță, apare o forță care tinde să le apropie. În procesul acesta de vibrații s-au apropiat la distanța limită când au apărut aceste forțe și au dus la apropierea lor din ce în ce mai mult până când cele două brane s-au ciocnit. În urma ciocnirii celor două brane, practic energia de vibrație a celor două brane s-a propagat în cele două brane. Această energie, propagându-se în cele două brane, practic s-au format cele două universe. Deci este momentul exploziei și apariției Big Bang-ului. Adică Big Bang-ul a apărut în brana în care ne aflăm noi și un Big Bang în brana cu care ne-am ciocnit. Deci, cu alte cuvinte, două universuri care s-au creat simultan. Deci această teorie, conform acestei teorii a branelor, universul le apar în perechi. Nu poate să apară doar într-un loc. Ce el apare în perechi. Și ori de câte ori se ciocnesc două brane, apar două universuri în brane diferite. Și apare atunci, și evident, că avem această teorie a multiversului pe care Hawking o susține în una din cărțile lui, chiar vorbește, ea atribuie un capitol special în cartea de popularizare Universul într-o coajă de nucă. Înainte de a muri, împreună cu Thomas Herzog,
Nu, asta a făcut-o mai înainte, scrisă doar de el, foarte frumos ilustrată, foarte bine explicată, unde el explică puțin din aceste teoria multiversului. Ei, acum, științific vorbind, ca să arate universul nostru cum arată și să se întâmple tot ce se întâmplă, ar trebui să avem cam 10 la 500 universuri. Cam astea sunt universurile paralele. Bun, e o întreagă teorie, cu un întreg calcul matematic. Acum nu putem ști dacă în celelalte universuri există sau nu forme de viață, nu putem comunica cu ele. Noi putem comunica cu celelalte universuri doar prin intermediul câmpului gravitațional. Deci se pare că, deci o altă teorie care susține teoria multiversului este următoarea, că practic toate celelalte forțe, în afară de forța gravitațională, toate celelalte forțe elementare, forța electrică, forța electromagnetică, de fapt, forța nucleară tare, nucleară slabă, sunt confinate pe brana. Adică ele nu pot părăsi brana în care ne aflăm noi. Cu alte cuvinte, universul nostru. Ăsta este motivul pentru care aceste forțe sunt forțe foarte, foarte puternice. Comparativ cu forța gravitațională, care este o forță relativ slabă. De asta și gravitonul s-a pus în evidență foarte târziu. Este o forță slabă. Gândiți-vă care este forța de repulsie dintre două particule încărcate sau doi magneți de poli opuși, da? Pe când care este forța de repuls, de atracție, că aici nu avem decât atracție în cazul gravitației, a două corpuri, da? Care sunt adose unul lângă cealaltă. Deci ordinul de mână este undeva la 10 la minus 11. Da? Deci este foarte slabă. Și întrebarea a fost de ce este așa de slabă forța asta. Și una din teorii spune că forța gravitațională, de fapt, sau câmpul gravitațional, nu este confinat pe brană, ci el străbate branele, trece, poate să treacă în branele paralele cu noi. Dar la fel și din branele paralele cu noi ne pot veni forțe gravitaționale. Și se susține că, de fapt, o parte din această forță gravitațională care vine din altă brană este cea care este responsabilă de ceea ce numim noi la ora actuală materie întunecată. Ei, există o particulă cum oricărei oricărui câmp îi se asociază o particulă, există o particulă numită axon, care dacă am pune în evidență, este un candidat foarte bun pentru a explica materia întunecată. Acest axon se pare că se formează în stele. De acolo este găsit cel mai mult, pentru că acolo se pare că el își materia întunecată are o consistență mai mare. Deci, cu alte cuvinte, în mezul soarelui nostru. Și din aceste stele pornesc acest axon și ar intersecta și Pământul. Și se încearcă, adică să nu credeți, nu vorbesc science fiction aici, lucrul acesta se caută la CERN. La experimentul LHCb de la CERN există un laborator la suprafață, nu în cavernă, deci la suprafața unde detectorul LHCb, la cearoncul de Bupi, unde se caută antimaterie, acolo există un laborator care are un telescop solar care încearcă să caute axone. O să întrebați de ce la LHCb, de ce la CERN, pentru că acest telescop e un telescop special, deci el încearcă să capteze axonii care vin de la Soare și ei trebuie accelerați, trecuți printr-un câmp magnetic foarte puternic, că acești axoni în câmpuri magnetice puternice, teoria arată că ei se transformă în fotoni. Și dacă reușesc să-i pun în evidență, am pus în evidență materia întunecată. Problema este că e foarte dificil de făcut diferența între fotonii care vin de la Soare și sunt, slavă Domnului, foarte mulți, și acești fotoni care sunt rezultați în urma transformării axonilor în fotoni. Au reușit ei acum să restrângă, cum ar veni domeniul, și să apropie foarte mult. De 20 de ani se face experimentul respectiv. Ei și acum spun că nu știu cât mai sunt finanțați, glumesc pe chestia asta, că de 20 de ani noi lucrăm și nu se vede nimic, că n-am găsit axon. Dar în fiecare dimineață și seară, indiferent că este înnorat sau nu, nu are importanță lucrul acesta, în fiecare dimineață și seară, o oră jumătate, acest telescop este îndreptat spre Soare. El ia măsoară
fotoane care vin de la soare până când soarele ajunge la 10 grade deasupra orizontului, în fiecare dimineață și seară, la răsărit și la apus, este urmărit soarele de acest telescop și se fac studii de 20 de ani continuu, neîntrerupt. Și au început să înguseze timpul ăsta, încercând să pună în evidență acești candidați, aceste particule numite axon și care ar fi candidați la materie întunecată și după aia nu se face diferența între confuzia între materie întunecată și antimaterie. Am mai discutat la o emisiune lucrul acesta. Confuzie, da. Materie întunecată avem în jurul nostru, se pare, da? Acești axoni care încearcă să le pună în evidență. Antimaterie nu avem, că dacă am avea antimaterie pe aici, n-am mai fi noi. Da? Deci trebuie făcută diferența între materie întunecată și antimaterie. În univers avem doar 4% din universul care îl avem astăzi, noi îl cunoaștem, este universul vizibil. Restul de 96% este materie întunecată și energie întunecată. Cine va câștiga lupta dintre cele două va decide sfârșitul universului. Materia întunecată, dacă câștigă războiul, va fi colaps, universul se stinge într-un big crunch, iar dacă va câștiga energia întunecată, universul se dezintegrează într-un big creep, se dezintegrează și se răcește. Deci, nu știm încă care este deznodământul. Sunt trei teorii legate de sfârșitul universului, dar, revenind la universurile paralele, se pare că aceste câmpuri gravitaționale transced universul, trec în universul paralel cu noi, da, în brana paralelă, și acolo poate fi pus în evidență. Evident că eu, acum imaginați-vă un lucru, eu dacă fac aici o măsurătoare și detectez un câmp magnetic, mă aștept ca pe undeva să fiu, știu că câmpul magnetic este generat de un corp cu masă. Când m-am măsurat câmpul gravitațional, da? Haideți să rămânem în câmpul magnetic. Deci știu că câmpul magnetic este generat de un conductor parcurs de curent electric, un curent electric inerț sau de un, să spunem, magnet permanent, da? O componentă, o rocă ferromagnetică. Dacă eu fac o măsurătoare cu busolă și văd că busola mea este deviată, înseamnă că în jur am undeva un câmp magnetic. Și mă duc și-l caut, să-l găsesc. Și spun, uite, asta genera câmpul magnetic, da? La fel se întâmplă și cu câmpul electric, cu câmpul gravitațional. Numai că la câmpul gravitațional eu îl măsor și văd că există aici un câmp gravitațional destul de intens, încât e măsurabil, dar nu găsesc obiectele masive, da? Deci câmpul gravitațional generat de un corp, un obiect care a rămas, care se genereze acest câmp gravitațional. Adică am soarele, am luna, am celelalte planete, am stelele în jur, iau fiecare calculez câmpul gravitațional generat de fiecare componentă în parte, fac niște calcule, văd cât ar trebui să fie câmpul gravitațional generat de toate celelalte componente în punctul meu. E un calcul matematic relativ simplu pentru un fizician, nu este foarte complicat. Și totuși, când măsor, constat că câmpul gravitațional este mai mare decât cel care este generat. Și atunci lucrul acesta l-am pus pe seama, fie materie întunecate, ia câmpul gravitațional care vin dintr-un univers paralel, care transced brana. Astea sunt, să spunem, argumentele oamenilor de știință care susțin teoria multiversului. Evident, teoria multiversului nu este o teorie confirmată experimentală încă. Dar multe teorii, mult timp nu au fost confirmate experimental, urmând ca după aia să fie confirmate experimental. Să nu uităm de teoria lui Higgs, care a prezis bozonul în 1964 și a fost confirmată în experimental în 2012, Higgs primind premiul Nobel pentru fizică în 2013. Da? Deci, timp de 50 de ani, această teorie, 60 de ani, cam această teorie nu a fost confirmată experimental. Nu avem încă tehnologia necesară să confirmăm teoriile astea, nu știm. Unele pică, nimeni nu... Adică eu n-aș putea să bag mâna în foc că această teorie, din punct de vedere științific, este validă. Dar se pare că rezultatele matematice converg spre aceste teorii. Și de regulă, matematica nu minte. Asta așa adică este. Putem face teorii alabracadistii de asta, deci teorii de asta foarte chestii, putem minți, păcăli și matematica pornind de la
premise false. Și atunci face o matematică pe, pornind de la niște idei false. Dar acolo se prinde imediat lumea științifică că s-a pornit de la niște axiome, de la niște premise false. Și de obicei acele teorii sunt eliminate de către lumea științifică, nu rezistă, câțiva ani maxim. Ei, pe când teoria asta multiversului se pare că începe să prindă contur, înseamnă că încă oamenii de știință se ocupă de asta. Mai mult decât atât, să ne uităm totuși ce este finanțat, adică sunt țări și Statele Unite una dintre ele care finanțează proiecte de cercetare în teoria multiversului. Păi nu cred că ar finanța cineva dacă nu ar exista măcar câteva chestiuni absolut incontestabile, să spunem, da? Câteva chestiuni irefutabile în ceea ce privește teoriile sau, hai să spunem, principiile de început ale acestor teorii. Vreau să vă invit să urmărim un scurt fragment dintr-un documentar legat de universurile paralele, după care vom comenta puțin și rog regia filmului. This Manhattan universe fits with an old classical vision of space. Basically a flat grid that's static and unchanging. But when Albert Einstein looked at the fabric of space, he saw something completely different. He said that space wasn't static, it could warp and stretch. And there could even be unusual structures of space, called wormholes. A wormhole is a bridge or a tunnel that can link distant regions of space. In effect, a cosmic shortcut. In this kind of universe, my commute would be a New Yorker's dream. But there's a hitch. To create a wormhole, you've got to rip or tear a hole in the fabric of space. Aceasta este o idee și să-i spun altfel un shortcut pentru partea a doua a emisiunii legată de călătoria în timp, dar aș dori să comentăm puțin ideea de proveniență einsteiniană. Da, el, Einstein, de fapt, Einstein elaborează două teorii care sunt foarte bine cunoscute în ziua de astăzi. Este vorba de teoria relativității restrânse pe care 2905 și în 1915 teoria relativității generale. Curios, el nu primește premiul Nobel pentru niciuna dintre ele. În schimb, primește premiul Nobel pentru explicarea legilor efectului fotoelectric. Era o teorie revoluționară la vremea respectivă și este revoluționară și, adică, dacă ne gândim, pentru mulți este science fiction și în ziua de astăzi, deși teoria, prima teorie, teoria relativității restrânse, în care el spune că viteza luminii emite două postulate, unul dintre ele că viteza luminii este finită și niciun corp din univers nu se poate deplasa cu viteze mai mari decât viteza luminii, și al doilea postulat care spune că legile fizice sunt aceleași în toate sistemele de referință inerțială, se petrec la fel. Când emite această teorie și dă celebra formulă E egal cu MC pătrat, arată că energia și masa nu sunt separate. Ele sunt... Deci, vă dați seama, până atunci, între energie și masă, și pentru mulți în ziua de astăzi, pentru fizicieni, nu, și mai ales pentru mine care lucrez la CERN cu particule elementare, acolo se vede foarte clar, pentru mulți, energia și masa sunt două lucruri total diferite. El vede prin energie ceea ce obține în urma rezultatului, în urma arderii, produce arderii, lumină, da, energie cinetică, dată mișcarea în corp și așa mai departe. Nu vede nicio legătură. Ei, Einstein să vină să spună că, de fapt, energia se transformă în masă și masa în energie, cam deranja multă lume atunci. Ulterior, văzându-se că lucrurile așa stau și cel puțin la nivel de se poate lucrul acesta este verificabil în
reacțiile de fuziune și fisiune nucleară pe care noi le producem și le controlăm pe Pământ, tocmai pentru că respectăm aceste reguli pe care le-a găsit Einstein. Că altfel nu am putea controla, de exemplu, reacția de fisiune nucleară pe care o avem în centralele atomoelectrice. Evident că faptul că viteza luminii este finită este discutabel de mult și dar este un postulat. Nici Einstein nu a spus mai chiar e finită. Ci el a spus așa că cu alte cuvinte, atunci când se vorbește de viteze foarte mari, nu putem discuta de compunerea vitezelor în sensul clasic. Adică arunc o piatră pe geamul unui tren și atunci viteza pietrei față de pământ este viteza trenului plus viteza cu care am aruncat o piatră față de tren. Asta ar fi, pe scurt, legea de compunerea vitezei. Ei, el spune în comparație cu acest lucru, trenul când merge, când aprinde farurile, viteza luminii este tot ce nu este viteza luminii față de tren plus viteza trenului. Adică această viteză C, în care este viteza luminii, nu poate fi depășită. Și bun. Ei, elaborează o serie de teorii, apare și contradicții, apare variația masei cu viteza. Deci când masa nu mai este constantă în sensul clasic al cuvântului, cum știam noi, masa se conservă, ci masa crește odată cu creșterea vitezei. Și ajungându-se ca la viteză, dacă corpul atinge viteze egale cu viteza luminii, masa să devină infinită. Lucrul acesta fizicienii la vremea respectivă spunea, Einstein vorbește prostii, hai să nu lăsăm. Și când s-a făcut primul accelerator de particule, numit ciclotron, practic particulele sunt două tipuri de acceleratoare. Unul este liniar, când particulele sunt accelerate liniar, și unul, dar asta erau de ordinul 10-lor de kilometri și costa mult să faci tunelul ăla, să faci tunelul sub pământ, să accelerezi particule, și atunci a zis, hai să facem un accelerator circular din doi semicilindri, semicilindrii puși la o tensiune alternativă, pe măsură ce viteza particulei crește, creștem tensiunea și la trecerea între semicilindrii, particula era accelerată de câmpul magnetic, de câmpul electric, dintre cei doi semicilindri și ca să ținem particulele astea într-un loc, le punem într-un câmp magnetic și le rotim. Iar particulele încărcate se rotesc în câmp magnetic. Și atunci, pe măsură ce energia lor crește, crește raza și când ajunge la viteza corespunzătoare care ne convine, scoatem particula din accelerator. Ei, când au pus fereastra de ieșire, unde se iasă particulele, particulele ne ieșeau. Și au calculat din nou, și-au reconstruit, și-au calculat și ne ieșeau particulele pe acolo. Și au venit cineva și a zis, mai da, voi ați luat în considerare variația masei cu viteza prezisă de teoria lui Einstein? Și a zis, nu. Păi, da, haideți să vedem. Ei, când au pus în calcule variația masei cu viteza și au calculat raza pe care trebuie să aibă particula viteză, exact pe acolo ieșea particula. Deci a fost prima confirmare a teoriei realității restrânse a lui Einstein. După care au mai fost și alte confirmări, nu intrăm aici în următoare. Dar a venit următoarea teorie, teoria relativității generale. El aici s-a uitat spre gravitație și este ceea ce spunea filmulețul acesta. El când s-a uitat la gravitație, până atunci gravitația era văzută în sensul clasic dat de Newton. Sensul dat de Newton spune așa că două corpuri care au o masă se atrag unul pe celălalt cu o forță care și a găsit o formulă empirică, rezultat din experiment, pornind de la asemănătoare cu forța de atracție coulombiană dintre două sarcini electrice, una pozitivă și una negativă, dată de Coulomb, și care se cunoștea la vremea respectivă. Și a spus că două corpuri care au masă se atrag cu o forță care e direct proporțională cu produsul maselor, invers proporțională cu distanța dintre ele, constantă de proporționalitate fiind ca o constantă gravitațională pe care el o măsoară mai târziu Cavendish cu ajutorul unei instalații și teoria asta este ok, merge până la un punct. După că cele două corpuri se atrageau reciproc unul pe celălalt conform principiului acțiune și reacțiune. Ce se întâmplă? Vine Einstein și spune, mai nu, cred că gravitația asta nu e chiar așa, e o leacă mai complicată. E o chestiune care e legată de geometria spațiu-timpului. Și ăștia, cum adică geometrie spațiu-timpului? Ei nu vorbeau decât de geometrie spațială. Spune, băi, nu e chiar așa. Spațiu și timpul formează un quantum, un continuum, spațiu-timp. Adică spațiu și timpul, ele nu sunt separate unul de celălalt. Ele sunt un tot. Și acest tot formează un plan. Cum ați văzut? Deci, cum e foaia asta de hârtie? Și acest plan nu poate fi curbat decât în două moduri. Fie pun un corp masiv pe el și masa, gravitația îmi curbează planul, fie introduc energie în el. Și această energie îmi curbează planul. Ce face lucrul acesta? Acest lucru duce la apariția accelerației. Deci el nu mai vede accelerația în sensul clasic pe care îl vedea
Newton, ci accelerația și mișcarea asta, gravitația, o vede ca pe un, o mișcare în acest spațiu, că practic noi nu ne putem mișca decât acest quantum, spațiu temporal, și normal, dacă mi-am curbat spațiu, eu nu-mi dau seama, dar eu mă duc după liniile alea, că eu nu pot să ies din spațiul ăsta, din universul ăsta, cum ar veni, da? Gata? Luăm o pauză publicitară și reluăm, da? Da, da, da. Publicitatea.